foarte mult despre personalitatea acestei persoane. Am întâlnit afirmații care spun că poetul nu simte, poetul scrie. Ei, atunci doar oamenii sensibili pot fi poeți. Astăzi, unul dintre ei, la început de drum, a ales să-și dezvăluie în fața dumneavoastră și pentru noi o parte din sufletul domniei sale. Și nu oricum. Și toate sentimentele și lucrurile cele mai profunde, tot sufletul lui și a pus într-o batistă. Pentru că așa se numește primul volum și cu siguranță nu ultimul. Primul volum de versuri semnat Marian Pavel. Suflete în batistă. Câți dintre noi n-au scris versuri vreodată? Dar câți dintre noi ajungem poeti? Dacă reușim să scriem un vers. Ei bine, sunt puțini cei care au curajul, până la urmă, să își arate această personalitate sensibilă în fața celorlalți. Dar din când în când se ivește câte un curajos, care iată vine în fața noastră și ne dezvăluie parte din credință. Scrisul îl înnobilează pe om, iar Marian Pavel a înțeles acest lucru. Nu foarte repede am înțeles de la domnia sa, a fost nevoie de puțină convingere, dar a fost nevoie și de oameni care să-l sprijine, să-l susțină. De oameni care să-i înțeleagă talentul și să îl îndrume pe această cale. Iar săptămâna trecută vă prezentam un astfel de om, prezentam ca un profesor de excepție, un scriitor reprezentativ al grupei noastre, poetul Simeon Prudărescu. Domnia sa nu doar l-a încurajat pe domnul Marian Pavel să scrie, l-a și susținut și îi semnează și prefața la cartea prezentată astăzi. Și vreau să punctez faptul că nu vom pune astăzi accent pe meseria poetului, pentru că, dincolo de a fi poet, cu toții mai fac și altceva. Astăzi suntem la o masă a scriitorilor și așa îmi doresc să-i prezint și pe invitații domnului Marian Pavel și o să le spun simplu scriitorul Vasile Chelaru. Sunt doi oameni deosebiți care au ales astăzi să-și încurajeze colegul și să-l susțină în demersul său. Dar o să încep cu domnul Simeon Prudărescu, care se pare că a fost primul care a răsfoit scrisul volumului. Domnule profesor? Stimați iubitori de literatură, nu o contrazic pe doamna directoare, dar există în meseria de scriitor. Un mare scriitor italian, Cesare Pavese, are un jurnal, e un mestiere de vivere, meseria de a trăi, în care consideră că a scrie este o meserie și este o meserie foarte responsabilă. Pentru că te adresezi și nu numai celor care trăiesc acum, ci te adresezi posterității și poate că această posteritate merge până la sfârșitul lumii. Și atunci poți fi tras la răspundere. Scrie, spunea Cesare Pavese, trebuie îngurătat, așa să spunem, trebuie să fii testiculos. Adică trebuie să fii tare, să fii vigoros. Nu se poate să intre în literatură pe o cale tăcută, pe o cale în aceasta în care să arunce toți în tine cu ceea ce vor. Trebuie să ai o vigoare extraordinară ca să-ți impui personalitatea, să-ți impui propria viziune, să-ți impui propriul stil. Am vorbit modoare. Cum l-am cunoscut eu pe domnul Marian Pavel? Domnul director al Liceului Teoretic Mihai Eminescu, profesor de istorie, Gheorghe Brico, a venit la mine și m-a rugat să-l ajut pe
un polițist, a zis eu, care a scris ceva și să-i fac și corectura. Am acceptat, domnul Marian Pavel s-a prezentat la mine în birou, la sediul Aric Tinere, așa se numește, că acolo noi avem un cenaclu literat pentru Aric Tinere. I-am citit manuscrisul, era mult mai voluminos, cuprindea și unele poezii care ieșeau din tonalitatea generală a textelor pe care mi le-a prezentat. Și l-am scăpunit ca de acelea să le scoată și să scrie în continuare, să-și editeze un alt volum. Orice carte are destinul ei, orice carte are și tonalitatea ei. Ea nu trebuie să se abată de la Direcția Generală a Stilului. Mi-a plăcut și titlul Suflet în batistă și am acceptat să-i scriu și prefață. Ce am observat eu? Pentru că v-am spus de mai multă vreme, mulți dintre cei care scriu vin la mine și mă roagă să le scriu o prefață, să le scriu câteva cuvinte de încurajare. Și am spus că scriu, dar să nu ia cele scrise de mine drept un verdict, drept o definiție, drept o axiomă, nici măcar un diagnostic. Și eu îmi spun o părere. O părere subiectivă la nivelul gustului format prin cultură, prin lecturarea atâtor texte de poezie, de la epopeea lui Gilgamesh și până în zilele noastre, la Marian Pavel. Ce am observat și ce mi-a plăcut la mine? El este un umorist, dar un umorist care joacă prin amestec tonalitatea comică și tonalitatea tragică. Deci face un fel de râsul plânsul, cum pornea Nichita Stănescu, sigur tot de la variantele noastre populare. Una dintre poeziile care m-a surprins pe mine pleacă de la niște versuri atribuite prin tradiție poetului Mihai Eminescu. De la bat cârciumă viu, merg pe gard de drum muțiu, niciun latră nu mă câne, merg cu subșoară în pâne, n-am un tai ca să cuțit. La rândul lui Eminescu pleacă de la Marele Testament, Marele și Micul Testament, al unui poem de geniu, poetul francez François Villon, care și el cultivă acest revers al lexicului, în așa fel încât putem să spunem că ies niște absurdități. Dar nu sunt absurdități. De aceea am să vă lecturez acest revers al lui Marian Pavel, care se bazează pe aceste inversiuni de cuvinte și este niște lucruri deosebite. Sigur, el pleacă și de la un folclor studențesc, aș zice eu, că se cânta pe vremea noastră, a pus motul aici. Pe o stradă lungă, scurtă, un om se ducea venind, n-avea cap și n-avea gură și mergea singur vorbind. Și în tăcerea lui profundă s-auzea mormorosind. Lată frunză verde foaie, strop câte un rar de ploaie, m-am lovit în cap la gleznă, căci era lumină beznă. Calea mea a ieșit cu urs, la răspuns eu dau răspuns, la întrebări dau întrebări, drumuri merg către cărări. Ticălos cu fapte bune, căci el e de scurcă lume. Este scund, uscat ca brad și a înghețat de cald. E pătrat ca un covric și s-a înfierbântat de frig. E murdar de așa curat și când plouă e uscat. Pe uscat vreau să înnot, totul e bun rău de tot. Umblu îmbrăcat și zgol, eu mă culc ca să mă scol. Ca o zână era deslută și era deșteaptă bâtă. El pupa mereu un scai și era gras ca un pai. Alerga iute agale și mereu urca la vale. Urta pe oșac un cal și tot cobora la deal. Îi lipsea cei de prisos și era urât de frumos. Imediat răsarea murgul și are capul greu ca fulgul. Dar tăcut era la ceartă, căci era lungură spartă. Când se apleacă, se ridică,
căci era pălugă mică. E sărată ca dulceața și fierbinte precum gheața. E mai dulce decât moarea și uscată ca sudoarea. Are mult păr precum spânul și e verde ca și fânul. Bun creștin ca un barbar, e mereu curat murdar. E așa drept că e sucit și e darnic de zgârcit, încurcat de iscusit și atent de plictisit. Liber este ca la ocnă și era fierbinte bocnă. E prea calm de așa nervos și harnic de lenevos. Este darnic, dar nu dă, iar când merge, parcă stă. E flămând, dar nu e foame, când vorbește, parcă doarme. Ca o scândră de grasă și urâtă de frumoasă. Este mut, dar multe spune și e alb ca un tăciune. Eu îl felicit pentru această, să spunem, ingeniozitate, un adevărat talent în a combina aceste antinomii, să spunem, în general antonimele care sunt aici folosite și care denotă un adevărat talent. Marian Pavel este și un sentimental când se referă mai ales la părinții lui, dar este și un acid, mai ales atunci când face referiri la viața noastră social-politică de astăzi. De aceea, eu chiar am rămas surprins de un comic satiros care rezultă din surprinderea acestor rele ale societății noastre de astăzi, care sub acoperișul unui cuvânt foarte darnic, democrație, ajunge la anarhie și vedeți și la ce s-a întâmplat azi noapte la București, ajunge la tragedie. Marian Pavel se referă, de pildă, la doctorii stomatologi. Am avut dureri cam mari de măsele astă lună și am fost la doi din țar, dar mi-au scos măseaua bună. Aveam gura înzestrată, puteam să mănânc beton, nu doar supă strecurată prin sătiște și tifon. Am rămas nou și știrb, acum nu mai pot mânca. Pupam ar cu toți în bib, de huzori până seara. Am scrâșnit cât am putut din a inimii zărele, pe doctor nu i-a durut înjurându-i cu putere. Era frig și înnorat, iar pe cer nu erau stele. Stele verzi eu am văzut și un luceafăr între ele. Erau îmbrăcați în alb, iar pe cap purtau o bască. Eu nu mai eram un ștab, ci un sărman și un gură cască. Și aveau un polizor cu un bâzâit de greier, parcă ar fi arat pe ogor și mi-ar fi săpat în creier. Iar pe masă aveau clești și instrumentar potrivit, nu vorbeau, parcă erau pești, iar eu cal la potcovit. Nu că le vorbesc urât și cu lipsă de respect. Șpaga să le stea în gât, să-mi crească măseaua aștept. Am să iau la rost un par, mama lor de boșorogi, să-i lovesc la mădular. Vor fi stoma și ologi. Așa, mai există și alte idei pe care le preia tot din folclorul acesta citadin mai ales. Chiar am întâlnit o strofă aici care seamănă cu una a lui von Schneabu, că dumneavoastră nu dacă ați citit o tabletă a lui von Schneabu, în care, supărat că rapidul a pierdut, i-a făcut acestei celebre echipe, acum nu știu dacă pe care le dispariți, să cum bag la i-a făcut un distinct. Nu e pește ca Guvidu, nici echipă ca Rapidul. Și din lui spune, mașina are prestații fără pic de reclamații. Nu-i maghiar ca Marco Bello, nici mașină ca Siel. Da, sigur. Domnul Marian Pavel este un poet umorist, un ludic, se joacă de-a râsul plânsul și cred că pe direcția aceasta mai are încă multe lucruri de spus.
Eu îl felicit pentru această realizare și doresc să continue, pentru că a intrat în horă și cine a intrat în horă trebuie să joace. Mulțumesc!
este o strofă prin care se autocaracterizează. De mic mi-a plăcut să scriu epigrame cu șorte calpe, nu eram un blot viriu, nu eram nici pe apă. Savate, ce scuze, pentru că se mi-au urmă, nu chiar. Deci atunci se pare că a descoperit că poate să facă poezie și mai târziu a muncit și s-a perfecționat. În viața de zi cu zi, domnul Marian Bad, el este caracterizat de un spirit critic, chiar cu o vorbă sau cuvinte caustice și acide, cum spunea domnul Mezor, adresate fără menajament de câteodată. N-aș vrea să plichisez, dar nu pot să nu relatez o întâmplare ca să scot mai bine evidența cum este domnul Marian Pavel. Odată, un fost comandant îi dăduse o sarcină mai puțin onorabilă pentru experiența dumnealui de a face un serviciu la acces, control poartă. La timpul respectiv funcționa în cadrul Poliției Române o structură care se chema Cercetări Penale. Această structură era considerată o structură de elită a Poliției Române și prescurtarea folosită era CP, Cercetări Penale. Într-o zi, comandantul vede pe domnul Marian Pavel și spune, ce faci astăzi? Păi lucrez, unde? La CP. Eu mă am dat la controlul acces la intrare și el s-a dus la CP. Și atunci îl cheamă pe șeful de birou, îl cheamă și domnul Pavel, spune, când s-a mutat domnul Pavel fără să cunosc eu? Păi nu s-a mutat. Domnul Pavel, nu m-a mutat. Păi mi-ai spus că lucrez la CP? Dar domnul Pavel, am spus că lucrez la CP, la control poartă. Am să evidențiez că vorba acidă și spusă, indiferent de persoana cu care discută, dacă are rolul de a corecta, de a îndrepta ceva, domnul Ian Pavel nu s-a ferit să o folosească. În legătură cu poezia, sigur, eu sunt poate puțin început să fac critică. Însă, de la începând cu prezentarea grafică și chiar cu titlul, găsesc că titlul, cel puțin, este deosebit de inspirat, sub forma unei reușite metafore, Sulele Batista. În interpretarea mea, Batista, după text, reprezintă o bucată mică de pânză, în interpretarea metaforei, nu a domnului Batista, o bucată mică de pânză folosită pentru șterse nasul în fața lacrimilor, cum știm cu toți. Iar sufletul exprimă trăsăturile afective, intelectuale, volitive ale poetului. Poetul fotele la început legătura dintre cele două elemente care, în mod natural, se regăsesc la fiecare dintre noi. Sufletul, sentimentele și Batista. Batista cu care ne șterge în față, lacrimile. Am mai găsit o interpretare a metaforii folosite, în sensul că se cunoaște, cu obiceiul oamenilor în vârstă, mai ales în zona rurală, de, mai ales al femeilor, de a păstra cu Batistă cu colțurile legate, sume de bani sau alte obiecte de valoare, Batistă ținută în locul cel mai sigur, în casă sau la vestimentație, pentru a nu se pierde. Ei, eu am înțeles că în virtutea acestui obicei popular, poetul găsește capacitatea de a evidenția trăsăturile sufletești păstrate cu sfințenie de poporul nostru, ca într-o Batistă. Așa că m-a impresionat, n-aș fost în stare niciodată să găsesc titlul. Acesta, sigur, nu am calitățile și viziunea poetului, dar, din punctul meu de vedere, este bine ales și, sigur, acceptat că altfel de acolo era foarte bine ales, pentru că asta am înțeles la domnul profesor, apropo de spiritul critic, în mod cert, poezia care nu s-a publicat, probabil că era cu o doză de critică, de acid, mai mare decât cea pe care ar trebui noi să o avem. Erau și poezii patriotice. Era foarte bine să scrie. Poezii patriotice serioase. În legătură cu titlul, deci, la fel de bine însă prin metafora cetății cărții, poetul dă un răspuns la celor care poartă pe nume responsabilități sociale, pe care nu le deprimesc întotdeauna în raport cu așteptările omului simplu. Și aici, apropo de această constatare, se vor găsi și vom găsi poezie interesante, pentru că asta face domnul Marian Pavel, face o trimitere la realitățile sociale. Practic,
El nu constituie numai o relație poetică, nu este o coincidență artistică. Dânsul face sau dă un mesaj interesant, real, în legătură cu, de exemplu, sărăcia electorală, pagina 20. Poetul nu este numai omul care așează cuvintele despre ce vede, am zis-o aici, și ne înfățișează expresiv lumea în care trăim. Dacă îmi permiteți, am pagina 20. Sărăcie electorală. În timp ce unii mor de foame, fără ulei în cratiță, alți domn și desinsă doamne, halesc caracatiță. Și gomar, fructe de mare, halesc gând și tot ce vor. Ei se cred a fi mai tare și deasupra tuturor. Iată, iese în evidență cuvintele care exprimă foarte clar lăcomia, ahali, cum expresia populară și bine asociată, unor oameni care, pe de altă parte, sau o nativeză cu cei care foarte au ce pune în cratiță, ei își permit luxul de a consuma fructe de mare. Așadar, domnul Marian Pavel impresionează prin mesaj, trădează o explozie sănătoasă a spiritului, iar prin intermediul produsului literar, trăsătura esențială a lui, cred că este ușor de observat, tenacitatea, îndrăzneala. Eu cred că dânsul asta face, neavând poate posibilitatea și puterea de a exprima anumite nemulțumiri sau trăiri, stări sufletești, de altă o spăie se fac lucrul ăsta, transpun într-o altă lume cea a poeziei, a literaturii, gânduri. Înseamnă că domnul Marian Pavel reușește să supraviețuiască, se observa echipurile de Grigore, o societate destul de bună, prin ceea ce face acasă. Cred că aceasta este hrana lui spirituală și pasiva de energie, dădătoare de energie. Mă bucur pentru reușita dânsului. Mă cer încurajarea domnului profesor, pentru că va fi luat în serios și după maestrie. Îmi pare bine că ați venit să-l încurajăm. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sper că am spus o parte din ce am simțit. Mulțumesc! Se vede că ați citit cartea nu doar ați răspundit-o, ați stat cu creierașul și ați analizat și din punct de vedere al elementelor grafice și al limbajului și recomandările, deci îndumiți toate calitățile unui veritabil critic. Sigur că da, este foarte bine, foarte bine. La fel ca dumneavoastră, domnul Marian Gârcă este la fel prezent la toate manifestările din oraș și în urmări. Domnul ăsta a trecut deja prin experiența unei lansări și sunt curioasă cum vede inițiativa colegului său. Gustați un bon domnului Marian Gârcă la fel ca și ceilalți colegi. Vă dați voie să vă salut pe toți. Această instituție, al culturii bătădene, mă încearcă sentimente, să zic, deosebite. În primul rând, sunt impresionat de numărul mare al celor care ați acceptat ca într-o zi de sâmbătă să vă lăsați treburile casnicile, problemele chiar de serviciu și să ne onorați cu prezența. Acest apelativ pe care doamna directoare mi l-a atribuit de scriitor, consider că este destul de măguritor și destul de important pentru mine. Nu mă simt încă scriitor. Sunt doar la început de drum și am trecut, de adevărat, prin experiența unei lansări de carte. Ce aș putea să adaug, să zic, pe lângă cele spuse de domnul Bătănescu,
un poet recunoscut în areaul culturală și nu numai în zona noastră, membru al Ministrii Părbor și de domnul comisar șef Chelaru, șeful poliției și colegul meu de multă vreme. În primul și în primul rând, participarea noastră aici, în această zi frumoasă de toamnă, de toamnă aurie, este un act de a participa la una de cultură. Ceea ce a realizat domnul Marian Pavel nu este altceva decât un act de cultură. Apariția oricărei cărți este, desigur, un act de mare curaj și dovedește o bogăție a spiritului. În aceste momente, să zic, destul de dificile prin care trecem, am participat săptămâna trecută, sau chiar săptămâna asta, mă scuzați, la Vaslui, la o activitate destul de interesantă și unul din invitați, foarte bine preciza un lucru, acela că ne aflăm într-un război permanent. Deci, dacă vreți, este un război pe care marile puteri îl duc în permanență cu, și vor să-și impună dominația prin utilizarea limbii. Dacă vreți, marile forțe, marile puteri ale lumii, da, își impun dominația lor și prin acest aspect. Deci prin limbă. Da? Engleza este deja limba universală. Observați, dacă nu avem cunoștințe de limba engleză, foarte greu ne descurcăm pe internet. Deci este clar că, și este evident, e o formă de dominare. Îl felicit pe domnul Pavel pentru faptul că a intrat în această sferă a păstătorilor și a iubitorilor limbii române. Și chiar pot să spun că este un act de patriotism. Uitându-mă pe coperta cărții, este aici, alături de domnul Marian Pavel, un costum național, da? Este un lucru excepțional, zic eu. Iubește tradițiile, iubește obiceiurile și, în primul rând, iubește limba română. Deci, vreau să considerați că această participare a lui, să zic, cu acest volum, da, reprezintă un prinos, un ataus la limba română. Deci, ne-am cunosc de, cred că, peste 25 de ani, da, de când am venit la Bârlad, profesional, un polițist deosebit, un polițist care întotdeauna se implică, deci nu lasă lucrurile niciodată nerezolvate și desigur că și-a atras aprecierea comunității și aprecierea șefilor. Am găsit aici o poezie și permisiunea dumneavoastră am să o citesc. Se numește N-am văzut. Să vedeți spiritul, să zic, plin de ironie și chiar de autoironie pe care domnul Marian Pagăr îl oglindește în această poezie. N-am văzut senin cu ploi, dar nici lup mâncat de oi. Și nu voi vedea minune, șef să-mi spună vorbe bune. Vreau să vă contrazic domnul Marian Pagăr, nu spune din, deci, să zic așa, din condescendență, deci este meritul dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră meritați aceste apreciere, aceste superlative care s-au spus aici de onorații invitați. Și mai departe, n-am văzut calic sătul, dar nici înțelept fudul. Și nu voi vedea în veci tren să meargă pe poteci. N-am văzut cuc să trocească, nici țigan ca să muncească. N-am văzut miel să nu pască, nici bogat să dăruiască. N-am văzut copil cărunt, dar nici urs cu pas mărunt. Și nu voi vedea vreodată roata să fie pătrată. N-am văzut tun cu elice, nici sărac a fi ferice. Și nu voi vedea nici când sloi de gheață fumegând.
Știm că una care mi s-a părut interesantă se numește Poem de criză. Foaie verde siminoc, greu e să nu ai noroc. Trudesc ca un dobitoc, leafă și venituri eu. Și devine unul boc. Nu prea înalt, mai mult, bondoc. Tapare, creier de loc. Păr în furt, în frunte, minte de ea, gheața foc. Nu mai e hrană la troc și nici vin în orobor. Iar voi fi un sărântoc și aș vrea să le dau foc la toți coții la un loc. Cu o pușcă să fac foc, dar putere n-am deloc. Iată, cred că ați remarcat, da, cu toții, ați remarcat salvoarea, să zic, ironia, pe undeva chiar și sarcasmul pe care domnul Marian Pavel îl surprinde în, în aceste versuri. Așa, să zic, ca o chestiune pentru viitor, v-aș recomanda, fiindcă drumul este extrem de greu, extrem de anevoios, vorba cuiva mai mult până departe, trebuie, deci, să zic, să vă axați, desigur, pe dumneavoastră, pe stilul dumneavoastră, să căutați la compoziție, să zic, la expresivitate, la sugestivitate, da? Și mai multe epitete, comparații, să zic, hiperbole și mai departe, care sunt din arsenalul poeților. Nu intru mai mult în prezentarea, să zic, a cărții dumneavoastră, nu sunt, nu pot să emit niște judecăți de valoare, nefiind de profesie, ci doar aprecierea mea este pozitivă. Consider că începutul este bun și să continuați pe acest drum. Vă mulțumesc! Pentru a publica, însă nu s-a lăsat atât de ușor.
deși cei mai aprigi susținători se aflau chiar în familia sa, în persoana soției și a fiicei, Săture cred la un moment dat că Marian Pavel nu îndrăznește să-și publice ceea ce scrie, au luat inițiativă și au încercat să-i facă o surpriză, au încercat să îi editeze cartea fără să, ca domnia sa să știe, însă s-au gândit mai bine și au considerat că decizia până acum trebuie să-i aparțină lui Marian Pavel. A spart gheața, spunea domnia sa, și așa este, pentru că așa am făcut și eu legătura de multe rând cunosc. Anul trecut, pe 24 ianuarie, cu ocazia unirii lui Alexandru Ioan Cuza, în fața cercului militar, când s-a hotărât, fără să anunțe pe nimeni, pe 23 a scris o poezie, care, câte strofe avea? 24. Poate că, iată, numărul 24 a fost unul simbolic. Ianuarie a recitat această poezie în fața unui public mult mai numeros decât astăzi. Cred că erau multe peste de persoane, poate mai mult, care sărbătoream ca unire. Iar poezia era mai mult un îndemn. Un îndemn care încerca să-l omagiem cu gust pe distinsul Bârlădean și să-i așezăm sub gust câte o floare, an de an. Atunci îl remarca domnul profesor Gheorghe Tucope, directorul liceului Mihai Eminescu, care mai apoi l-a trimis pe Marian Pavel la domnul Simeon Bocănescu. Chiar și așa a pus să se asigure că ceea ce scrie este de calitate, că ceea ce scrie trebuie să fie publicat, a ajuns chiar și la Iași, iar volumul său a fost văzut și răspândit de decanul facultății din Iași, domnul Codrin Liviu Cuțitaru, și de asemenea a ajuns și pe una gândădeanului nostru de mult ieșean, profesorul universitar Nicolae Crețu. Trebuie să le mulțumim așadar și domnului Vasile Chelaru și domnului Simeon Bogdănescu, dar și celorlalți doi profesori, familiei care este astăzi alături de el, pentru faptul că astăzi aceste suflete nuvaliste ajung și în casa noastră. Câte suflete astea sunt batistă? Și dacă mai urmează? Ați mai păstrat ceva, cu siguranță. Asta e. Cere din urmă, trebuie să ia cuvântul și mine. Mulțumesc. Timpul patra e cuvântul urmă. Vreau să decideți. Săptămâna trecută am avut onoarea să particip la lansarea cărții de vremea Cailor Pădâni, editată, cu mult talent și mult gust, de poetul Simeon Bogdănescu. A rămas surprins. De această ocazie, a fost o ocazie unică pentru mine. Cartea conține un număr de 9 novele. Știm cu toții că cifra 9 este o cifră magică. Dacă cifra 9 mulțim cu orice altă cifră până la 9, suma adunată dă tot cifra 9. De exemplu, 9 ori 3, 27, 2 plus 3, 2 plus 7, 4, 9. Mi-am permis, sub autograful poetului Simeon Bogdănescu, să scriu cu atenționare, și anume, vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime această carte, deoarece constituie un leac pentru suflet. Păstrați cu grijă cartea în bibliotecă, cu siguranță o să vă placă și o să doriți să o recitiți. Cartea pe care am scris-o, titlul cărții este o metaforă. Cu toții atunci când avem o durere, o tristețe în suflet, o transmitem către acea batistă, cum bine spunea domnul comisar șef Chelaru Vasile. Nu am să citesc prea mult din carte, am să vă spun din citesc de memorie, deci până la vârsta de 14 ani când mi-a făcut buletinul, am trăit la țară, după care am venit la oraș. Copilaș am fost și eu, și la țară am dus-o bine, nu știam ce e troleu, să fii țărat, nu e rușine. Însă, n-am mai stat la țară. Și am venit la oraș, nu aveam utilitară, doar cu trenul și gunaș. Ce purta chipiu, mustață și o geantă prinsă în gât,
Nu avea pe cap mătreasă, nici frumos, nici prea urmă. Și poezia continuă. Poezia are 52 de studii, deci curiculum de poezia de clasă, pentru cei care nu mă cunosc sau mă cunosc mai puțin. Și am spus, e frumos, divin, chiar supra, că am putut să-mi ofer, pentru cât am stat deasupra, câte o strofă drept repede. Sunt un om chiar lichisit, dacă ninge, dacă plouă, și strofe mi-am oferit numai mult de 52. La adresa bărbaților, care am prins vârsta de 50 de ani, o frumoasă vârstă, a scris o poezie, 50 de ani dacă ai, lași vinul și treci pe ceai. Lași de piot, zuică bătrână, antricot, salam smântână și treci nene pe legume, că și ele sunt foarte bune. Și poezia continuă. De asemenea, să vă citesc, cu gândul ca să nu vă rețin prea mult, o poezie despre felul în care consider eu că se întâmplă lucruri în societatea de astăzi, referitor la cititul cărților. Poezia se numește În poezie. Librăriile sunt pline de cărți, nu de cititori, rafturi înțesate bine, privite de trecători, căci a cumpăra o carte este azi o aventură. Sunt puțin cu simț aparte și respect pentru cultură. De îndemnul și de sfaturi, astăzi nu ducem lipsă. Și plâng poezi pe rafturi, cititul e în eclipsă, căci prea puțin se apleacă să mai citească o carte, de grab din țară pleacă, de lucru să ai o parte. În final, aș dori să vă mulțumesc tuturor că ați venit să mă susțineți și vă spun tot în vestul. Vă mulțumesc tuturor de bucurii să aveți parte, tuturor vă sunt dator, acum sunt un om cu carte. Vreau să vă recompensez, nu vreau ca să par deștept, când pe a doua am să lansez, tot aici am să vă aștept. Cu gândul de a divulga până la capăt acest secret, am să prezint cu voia domnilor voastre poetului Simeon Bogdănescu, manuscrisul celei de-a doua cărți, care urmează să apară și va purta titlul Ferestre către cer. Poezile sunt luceferi, sunt ferestre către cer, ce te îndeamnă ca să speri, chiar de totul e efemer. De asemenea, vreau să vă citesc prima, să vă recit prima poezie din această carte, poezie dragă sufletului meu, care poartă titlul Inima de câine. Seară rece, sinilie, orizontul de cobalt, cu miros de păpădie și cu cerul prea înalt. În o gradă, lângă casă, pe un balon de paie rupt, cinci căței cenuți de rasă s-au apucat toți de sub. Cățeaua prea grijulie le oferă lapte cald. Pe soț vine nu nu știe, l-a întâlnit lângă ungar. Stă întinsă pe o parte, cinci căței la sub în cap, îi iubește peste poate, precum cei doi ochi din cap. Dimineața se revarsă, peste luncă, peste sat, iese țăranul din casă, un urs sus și un boss umflat. Pe cei mici nu-i dorește, nu că ar fi prea sărac, cu mânie îi cântește pe toți cinci într-un vechi sat. Iar la râpă când ajunge, îi aruncă cu putere, cățeaua în urmă plânge, îngoboiată de durere. Nici suspinul celor mici, proaspăt luat de la sân, n-au constituit pe nici să-l înmoaie pe jupân, care e cunoscut în sat, om cinstit cu fapte bune, dar, după cum ați observat, nu are inimă de câine. Vă mulțumesc! Și pentru că ați gustat din
prin versurile, știu că vă doriți cartea și acasă. Domnul Mania Pavel este aici pregătit pentru autografe, după care vă invită și la ceva curge. Da, foarte bine a apuntat domnul Vasile Gheorghiu, deși poate fost bine să invităm sala să-și pună părerea chiar înainte să vorbească domnul Marian Pavel. Am văzut că domnul avocat pregătit, vă rugăm. Nu vreau să vă stric buna dispoziție. Vreau să vă fac o mărturisire. Mă bucur că m-a lăsat gripa și am putut să răspund amabil invitația doamnei directoare. Sunt bucuros că am venit și am avut realmente clipe de desfătare, auzindu-i pe cei, vorba unei vechi formule, antevorbitorii mei, asta pe la partid să vorbească, ascultând pe antevorbitorii mei. Timp de 45 de ani, unii ca toată, prin virtutea profesiei, am pătruns cât de cât tainele muncii de polițist. Constat cu mare bucurie că de la o vreme în poliție se râde. Și asta e foarte bine. Nu știu, e meritul comandanților sau e vreo directivă din sus ca polițistul să se mai și amuze, raportat la vremurile pe care le știm cu toți. N-am citit cartea, dar vă asigur că este foarte bună. Și o să spuneți, spui, pe ce te bazezi? Am nu prezumții, supoziții, indicii rezonabile, ci am probe certe în sensul că doamna directoare spunea că sub egida comandantului, al cititorului de comandant. Păi dacă această carte este scrisă sub egida lor, cei doi sunt deja consacrați. Mă refer la cei doi comisari șefi pe care îi aveți în față și pe care felicit și comandantul. Un alt indiciu temeinic, ca să vorbim în limbajul cunoscut nouă celor prezenți aici, majorității mă refer, spunea doamna directoare că îndrumat și coordonat de profesorul și poetul Simeon Bogdănescu. Păi mai trebuie o probă care, în plus cu care să vă convinc că această carte este bună din moment ce a fost coordonată de Simeon Bogdănescu? Cred că nu. Și asta este încă o dovadă că această carte merită citită și este bună. Și acum o părere, mă rog, din neofit. Cred că suflet în batistă, poate din punctul meu de vedere, reprezintă și altceva. Imaginați-vă bătrânica de la țară venit în târg cu bănuțul ei legat în 7 capete în batistă. Oare nu sunt comorile de suflet ale lui Marian în această batistă? Vă rog să reflectați. Vă mulțumesc! Cred că trebuie în primul rând să ne bucurăm că putem spune la ora actuală suntem contemporani cu colegii noștri. Mă refer aici la cei din prezidiu și în primul rând la domnul Pavel. Mi-aș permite să fac o considerație proprie. Nu știu cât de academică sau de pertinent ar putea fi, dar eu mi-amintesc că domnul Pavel, eu așa, asta e limbajul meu, domnul Pavel, de câte ori ne întâlneam, aveam un dialog care făcea excepții de la atmosfera noastră din poliție. S-a adresat în versuri, mi s-a adresat în versuri. Uneori chiar mă simțeam, nu că făceam efortul să înțeleg, dar nu realizeam unde mă aflu. Mă aflu la un cenacul sau un sediu poliției. Și în altă ordine, e indiscutabil talentul nativ pe care îl are colegul nostru, trebuie să recunoască. Noi mulțumim că există el, dar el trebuie să ne mulțumească nouă, fiindcă penița asta a scriitorului nu stă numai în talent,
Tehnița așa se muie cu un fel de material care s-a scutit singur. Dar nu tocmai singur la dânsul. De ce? Fiindcă colegii noștri, atmosfera, greutățile, fiindcă îmi plăcesc să spun că am trecut prin foarte multe greutăți împreună, i-au ascuțit penița. Asta zic eu. I-a ascuțit penița și dânsul s-a remarcat întotdeauna, între noi colegii, s-a remarcat întotdeauna prin aciditatea și perseverența care l-a caracterizat. A deranjat foarte multă lume. N-a spus, o spun în sens, de ce a deranjat? Nu s-a ferit niciodată să spună, să spună adevărul. Sau să... Tocmai de asta ar trebui să țină cont în viitoarele lui considerații. Să țină cont și de noi colegi. Mulțumim că ne-ai invitat și că eu îi mulțumesc că a fost colegul meu. E cu tine, e cu tine. Da, da, da. Pune-i baxul aici. Da, da. Evenimentul la care până se întâlnește, în așa fel să țină un mare.
Thank you.